Cu o frecvență de 2 ani, primarii din toată țara participă la cursuri de instruire în domeniul managementului situațiilor de urgență. La Giurgiu, începând de astăzi și până în luna decembrie, are loc o astfel de acțiune, care are o notă de unicitate, pentru că în orașul nostru s-a creat un centru pilot și, în urma unor analize, se va stabili dacă este util ca primarii să se pregătească în propriul județ și nu doar în câteva orașe din țară. Alternativa era ca domnul primar să meargă la Craiova. Am profitat de această clădire frumoasă făcută de Consiliul Județean Giurgiu și în sprijinul domnilor primari de un proiect mai de mult tot de județul Giurgiu, ca această pregătire să facă în fiecare județ. Cursurile la care participă primarii sunt ținute de rectori ai Centrului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență. Suntem aici, dumneavoastră, să îndeplinim această misiune nobilă de a prezenta domnilor primari care sunt activitățile cele mai importante pentru dumnealor, care sunt atribuțiile dumnealor și care ar fi soluțiile, cum să acționeze în situații de urgență care s-ar manifesta pe teritoriul localităților dumnealor. La aceste cursuri de inițiere, desfășurate la Giurgiu în perioada 25-29 noiembrie, participă primarii la primul mandat sau care nu au mai fost la o astfel de fază de pregătire. A doua parte a cursurilor de la Giurgiu, desfășurată în perioada 9-13 decembrie, este rezervată primarilor care au trecut de prima parte a cursului și urmează cea de-a doua pentru consolidarea pregătirii în gestionarea situațiilor de urgență. Cursul nostru are ca obiectiv inițierea și ulterior, pe parcurs celorlalte mandate, perfecționarea persoanului cu funcție conducere de administrația publică locală. Ce va fi în viitor, cum va arăta concepția aceasta de pregătire, eu zic că nu putem să ajungem acum la o concluzie. Trebuie o analiză consistentă cu toate datele la dispoziție și ulterior se poate ajunge la concluzia cea mai optimă. Amenajarea de centre județene de pregătire a primarilor în domeniul situațiilor de urgență ar crea economii provenite din transportul numeroșilor primari către centrele de pregătire și, în plus, ar asigura o mai bună prezență la aceste cursuri, susțin unii din factorii participanți la eveniment. La Giurgiu, centrul transfrontalier de comandă și coordonarea intervenției oferă condiții optime de pregătire în acest sens, apreciază membrii Consiliului Județean și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, iar deplasarea mai lungă trebuie făcută doar de rectorii care asigură pregătirea primarilor cursanți.